20 de elevi din Petroșani vor pleca luni dimineață într-o tabără de reciprocitate în orașul înfrățivar Palota. Excursia acestora va dura până duminică, timp în care vor vizita mai multe obiective turistice din Ungaria. Programul comun al celor două orașe înfrățite, Petroșani și Var-Palota, își face datoria. Luni începe tabăra reciprocă a celor două orașe. Se știe că în fiecare an, asta este a 10-a oară când se organizează, copiii din Petroșani vor pleca luni dimineață la Var-Palota și vor sta până sâmbătă. Iar copiii din Var-Palota vor sosi marți dimineața în Petroșani și vor pleca duminică. Cei din Petroșani vor avea un program foarte frumos la Var-Palota, vor avea vizită la Balaton, deci vor avea și program de strand, vor pleca la Budapesta, vor vizita orașul, inclusiv Parlamentul Maghiar, cetatea Budei, și se vor duce și în reședința de județ, Vesprem, deci un program, cum se zice, bine organizat. Sigur, nici noi nu o să fim mai prejos în organizarea taberei de aici, ei vor sosi copiii din Var-Palota marți, vor sta până duminică, ei vor vizita parcul de aventuri de la Retezat, vor petrece câteva clipe frumoase, o zi frumoasă în munții Retezat, vor merge la Gioagiu, o zi de strand, și bineînțeles și în Petroșani vor avea program de tabără, strand și vizitare orașului. Elevii care vor pleca în Ungaria au fost selectați de către cadrele didactice pe baza rezultatelor obținute la învățătură. Grupul din Petroșani va fi cu 20 de copii și 6 cadre didactice. De ani buni, selectarea se face de către școli. Direcțiunea școlilor hotărăște pe cei copiii care sunt nominalizați pentru tabără, iar această nominalizare se face după criteriul învățătură. Tot în cursul săptămânii viitoare, un grup de 21 de elevi din Var-Palota va sosi în Petroșani în cadrul aceluiași program. Aceștia vor sta în Valea Jiului până marți.